Bun găsit la Business Up. Numele meu este Andrei Crigan. Discutăm aici despre subiecte care impactează mediul de afaceri din țara noastră. Alături de noi este un om cunoscut în lumea afacerilor și a investițiilor din Republica Moldova, Vasile Tofan, partener senior la Horizon Capital, firma administratoare inclusiv a Western NIS Enterprise Fund și pentru numeroasele proiecte pe care le-a inițiat și dezvoltat. Astăzi vom discuta despre climatul investițional din Republica Moldova, despre proiectele în derulare, precum și despre parcursul său în lumea investițiilor. Un subiect important pe care îl vom aborda este ce ar trebui să facă Republica Moldova pentru a atrage mai multe investiții. Binevenit, Vasile, și îți mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat invitația de astăzi. Mulțumesc mult, Andrei, pentru invitație. Tu ai un CV de-a dreptul impresionant și mă bucur foarte mult că astăzi vom putea discuta pe mai multe subiecte. Dar aș vrea să încep cu cum ai ajuns tu în lumea investițiilor. La un moment dat ai zis că ai fost norocos într-o altă intervenție, adică unul dintre avantajele tale cheie e norocul. Să fi fost norocul sau ai avut și intenția? Eu cred că norocul contează în viață, de asta nu vreau să-mi dau prea mult credit. Ca mulți moldoveni am plecat din Moldova acum peste 20 de ani. Am mers în Olanda la studii, după asta am stat și am lucrat acolo pentru început în consultanță, după asta în sectorul industrial, am lucrat pentru Philips, unul din titanii industriale ai Olandei. Și la un moment dat mi-am dat seama că trebuie să mai învăț, mai am de învățat. Am mers la un MBA, un fel de masterat în afaceri și cred că după MBA-ul mi-a cauzat un fel de a fost o oportunitate de introspecție, da? Pentru a decide ce vreau să fac și cum vreau să continu viața. Și mi-am spus că după atâția ani în afară ar fi bine să mă întorc mai aproape de casă. Și astfel aventura cu Horizon Capital, care este un fond de investiții care investește în mare măsură în Ucraina și în Republica Moldova, mi-a părut o oportunitate bună de a fi mai aproape de casă, de a contribui la dezvoltarea economiei locale. E adevărat, compania a cărei partener ești tu administrează în acest moment 1,4 miliarde, așa cel puțin scrie pe site. Deci volumul activelor pe care le administrează compania este unul destul de mare, destul de impresionant și tu te ocupi de câteva domenii, bunuri de larg consum, IT-ul, ce ar mai fi? Da, administrăm circa între timp 1,5 miliarde de dolari, dar este o sumă mare, chiar este un buzunar mare pentru economii relativ mici cum sunt Ucraina sau Moldova. Și o facem de aproape 30 de ani, da? Deci fondul nostru a fost pentru început un proiect al Guvernului Statelor Unite ale Americii pentru a contribui la tranziția asta de la socialism la capitalism, iar în urmare echipa care administra acel fond a mers la piețele de capital private, a tras și mai mulți bani și investim în companii de mare creștere în această zonă. Eu sunt partener senior, sunt membru al Comitetului Investițional, sunt unicul moldovean de la fond. Asta vreau să zic, ești unicul moldovean. Sunt unicul moldovean, poate nu cel din urmă și mă mândresc cu faptul că pun un accent mai mare pe investițiile în Moldova, deși majoritatea investițiilor mele sunt în continuare în Ucraina. Cum caracterizezi tu starea actuală a economiei Republicii Moldova? Îți dau varianta optimistă și varianta pesimistă. O să încep cu acea pesimistă, da? O să fiu cu acea pesimistă, sunt foarte multe provocări, da? Moldova, dacă mă focusez pe Moldova, este o țară mică, o piață mică, din start nu este foarte interesantă investitorilor străini, da? Pentru că are un potențial de consum relativ mic. De altă parte, putem ușor testa aici tot felul de teorie ale pieței economice, nu? Posibil, dar ce vreau să spun că un investitor străin poate tolera birocrația, tot felul de limitări, riscuri în piețe foarte mari. Foarte pentru mare, că miza contează, da? În țări ca Brazilia, Indonezia, Nigeria, da? India, cu populații foarte mari, merită să te lupți cu morile de vânt, da? Și în încercarea să câștigi, pentru că oportunitatea este atât de mare. Țări mici ca Moldova nu au acest privilegiu. De asta soarta țărilor mici ca Moldova, din start, este să atragă investitori care sunt în primul rând interesați, nu atât de mult de piața locală, dar sunt interesați de o piață ca o platformă de exporturi. Da, de asta, dacă mă întrebați care-i pălăria mea optimistă, este că Moldova va dezvolta o economie foarte liberă, foarte deschisă, după modelul țărilor ca Estonia,
Irlanda, Singapore, Hong Kong, deci țări mici, cu piețe mici, dar cu economii foarte deschise, în care să faci business e mult mai ușor decât în țările vecine, mult mai ușor decât în Ucraina, trebuie să fie mult mai ușor decât în România și să atragem investitori care sunt atrași de această ușurință pentru a-și crea aici o fabrică de exporturi, un centru de servicii pentru exporturi, un trade hub, un services hub. Deci asta e soarta noastră. Nu avem altă rețetă pentru a crește economic. Nimeni nu este interesat în ai noștri 2,5 milioane de oameni piață de consum. Sorry că o spun atât de radical. Dar tu ai spus-o foarte bine. Tu ai spus-o va deveni. Tu n-ai spus poate deveni. Ce te face să crezi? Adică forțele economiei, forțele externe ne vor ajuta să scăpăm de birocrația prea mare, de funcționarii corupți, de sistemul de justiție infectat de corupție? Bine, eu sunt mai optimist acum decât am fost, spunem, acum 5 ani. În primul rând, cel puțin impresia mea este că țara este condusă de oameni integri. Asta e principalul. Deci, asta mult contează inclusiv pentru investitori, să aibă parteneri. Da, posibil sunt naiv eu, dar eu chiar cred că această nouă elită care a venit sunt oameni în mare integri. Admit că sunt careva uscături acolo, dar în mare sunt oameni integri. Asta e prioritatea zero, asta e baza. Fără asta nu poți construi o economie competitivă. Da? Și eu cred că de la integritate, da? Integritatea evident trebuie să fie complementată de competență și eu cred că sunt foarte mulți oameni foarte competenți în această nouă guvernare. Eu am încrederea că ei vor construi acele instituții și acele reguli pentru a permite business-ului să răsufle cât mai ușor, să focusează cât mai mult pe business și cât mai puțin pe tot felul de bariere birocratice. Evident, războiul ne-a încurcat puțin ițele, ne-a încurcat ițele de fapt foarte, foarte mult. Trebuie să recunoaștem această provocare. În același timp, vreau să văd și în asta o oportunitate. De exemplu, eu aud foarte mulți businessmeni care se plâng pe război și înțeleg. Mă doare și pe mine, da, noi avem expuneri la sectorul bancar, sectorul vinicol, da, și înțeleg impactul războiului. În același timp, eu încerc să îmbrac iarăși pălăria optimistă și să văd oportunitate în viitoarea reconstrucție a Ucrainei. Acest război se va termina. Vor veni sute de miliarde de dolari pentru reconstrucția Ucrainei și eu cred că Moldova are o șansă unică de a fi o platformă prin care mulți investitori străini să servească piața ucraineană. Gândiți-vă, de exemplu, la zecile de mii de metri pătrați de sticlă, ferestre, uși care vor trebui înlocuite în Ucraina. Da? Eu văd multe oportunități pentru, de exemplu, fabrici de ferestre, de sticlă, de tot felul de elemente de construcție care ar fi Moldova și ar servi partea de sud a Ucrainei. Și pot să iau verticală cu verticală, industrie cu industrie. Eu cred că noi avem o șansă unică să capitalizăm pe acea industrie, pe acea reconstrucție care este inevitabilă. Deci tu ai menționat atât câteva oportunități de investiții, fabricile de sticlă, dar noi suntem cunoscuți istoric pentru a face în domeniul ăsta. Ele ar trebui să apară de la zero. Sunt investitorii pregătiți, de exemplu fondul pe care îl prezinți tu, de obicei vine și ajută antreprenori care au făcut istorie, da? Sau au încercat să dezvolte ceva și ajută să se dezvolte mai departe, da? Să scaleze afacerea. Este loc și pentru startup-uri? Au fondurile și capitalul pentru așa gen de proiecte? Da, este adevărat. Sau trebuie să existe și oameni care sunt gata să facă lucrul ăsta, cu condiția că au și expertiză. Bănuiesc că nu orice moldovean poate să pornească cum o fabrică de sticlă. Înțeleg. Acolo ca exemplu. Apropo, doar ca să mă clarific, fabrica de sticlă este o industrie cu investiții într-adevăr foarte, foarte, foarte mari. Mă refeream în primul rând la fabrici de ferestre, de uși. Am înțeles. Acum toți dau în postare Google ca să vadă cum da, acum, la nivel de startup-uri, da, este un deficit de capital pentru a finanța companiile care încă nu au careva istoric și aici eu văd câteva soluții. Unu, într-adevăr, sunt fondurile de investiții care targetează startup-urile. De exemplu, noi avem o organizație, se numesc așa, soră, U-Ventures, cu un domen foarte simplu, U.Ventures, da? U-Ventures care investește tichete de până la 500 de mii de dolari pentru cote minoritare în startup-uri ucrainești și moldovenești. Am făcut prima investiție într-un startup din Moldova, compania Bloom Coding, și vrem să facem
mult mai multe astfel de startup-uri. De asta chiar mă adresez poate antreprenorilor flămânzi și dârzi și curajoși care se uită la această emisiune. Dacă aveți un startup care credeți că este de mare potențial, în special în domeniul tehnologiilor, în special în domeniul IT, să mă contactați, să-mi scriți. Noi investim, apropo, cu un proces extrem de rapid, până la $500,000 pentru o cotă minoritară. Dar un alt program care pe mine mă încurajează personal este programul 373 lansat de guvern, care oferă credite la 3% în valută, 7% în lei, cu o durată lungă, cu o perioadă de grație de 3 ani. Și alegerea de numire mi se pare foarte inspirată, 373, sunt 3 cifre care ca moldoveni cu toții le știm, pentru că asta e codul Moldovei când sunăm acasă. Da, de exemplu, pentru micile companii, IMM-uri, care vor să atragă un credit ieftin la 3% în valută, în euro, dar mi se pare un program extraordinar de bun și încurajez cât mai multă lume să aplice. Plus la aceasta am văzut că guvernul este pregătit deja să majoreze și plafonul ajutorului de stat de minimis, pentru ca mai multe companii să aibă acces la fonduri mai mari. Acum va crește de la 2 milioane la 5 milioane de anul viitor, respectiv mai multe oportunități pentru antreprenori, inclusiv la acest program 373. Ce alte oportunități de investiții mai sunt? Pentru că tu ai menționat anumite domenii. Fondul este prezent în domeniul financiar bancar, în domeniul vinificației, dețineți compania lider sau grupul lider din acest domeniu. Cu ce domenii mai discutați sau unde ați mai vedea oportunități? IT-ul, ai menționat ca și startup-uri, de exemplu. Ce oportunități mai avem noi prin prisma ta ca și investor, dar și prin prisma altor investitori care caută și poate ar putea găsi ținte pentru investiții aici? Da. În primul rând, înainte să vorbesc despre careva verticale sau sectoare exacte, m-aș focusa pe faptul că eu încurajez antreprenorii, în primul rând, să se focuseze pe sectoare de export. Deci, încă o dată, depinde de piața pe care o ataci. Da? Piața din Moldova este din start o piață limitată. Okay. Da? Chiar dacă ai succes foarte mare în Moldova, din start ești oarecum limitat. De asta aș încuraja cât mai multă lume, când vă gândiți la afacerea pe care veți o faceți. Și nu contează care e ea, bunuri, servicii, da? Gândiți-vă din start la un business exportator. Asta e foarte important. Mai ales țări ca România, care sunt foarte deschise produselor din Moldova sau serviciilor din Moldova, unde avem aceeași comunitate lingvistică, da, culturală. Da? Suntem un popor. Deci noi ar trebui să tratăm piața României ca o extensie a pieții noastre domestice. Deci din start, încurajarea mea și pe mine ca investitor, în primul rând mă interesează piețe, companii exportatoare. Asta e principiul 1. Deci companii care au un produs, o marfă sau și un serviciu. De exemplu, turism, IT, de exemplu, alte tipuri de turismul servicii. Tot este un export. Serviciile IT sunt un export. Call centrele sunt un export. Tot felul de, nu știu, fructe de nișă, snack-uri pentru copii ambalate frumos, vândute la un preț relativ mare, cu marjă bună, tot este un produs de export. Inclusiv, da, produse gata de pus pe raft, pentru că, spre regret, noi exportăm foarte multe resurse din domeniul, dacă ne referim la domeniul alimentar, dar mai puține produse ambalate, branduite, cu o marcă comercială, exact, care să poată fi pus pe rafturile supermarketului sau magazinul proprii, la urmă urmei. Exact. Și atunci, dacă iau acest prim filtru, că în primul rând investitorilor le sunt interesante businessurile exportatoare pentru că adresează o piață mult mai largă, da, în primul rând piața României de 20 milioane de oameni sau potențial piața Unii Europene de 700 de milioane de oameni, sau, scuze, este puțin mai mică după ieșirea UK, nu mai știu ultima cifră, da, dar o piață mare, circa 600 de milioane de oameni. Hai să ne gândim care sunt acele sectoare care au acest potențial de export. Deci IT-ul este unul. Într-adevăr, puțin lume, de fapt, înțelege cât de mare este sectorul IT din Moldova. Deci, dar aici e nevoie de cunoștință tehnice, adică e un pic mai complicată materia, sau nu? Nu neapărat. Adică adevărații antreprenori sunt oamenii care pun, încheagă lucrurile, da? Nu neapărat să fii programator sau să fii inginer, da? Poți fi persoana care are ideea și care ea găsește doi ingineri și le spune că, uite, de 3 luni nu o să-ți dau salariu, dar o să-ți dau o mică cotă din companie, am o idee bună, hai voi să o programați, eu am să o vând, că vorbesc bine engleză, așa am niște contacte în companii mari industriale germane, ipotetic vorbesc acum, deci nu trebuie să fii programator ca să începi un business IT. Da? Deci IT-ul cu siguranță este un sector care oferă foarte multe oportunități, da? Și de fapt sectorul s-a dezvoltat foarte mult. Cifrele, ca să vă dau niște cifre,
exporturile IT ale Moldovei au fost de circa 700 milioane de dolari anul trecut, peste 700 milioane de dolari. Ca și comparație, exporturile vinicole au fost circa 125 de milioane de dolari. Așa, deci da. Noi ne cunoaștem, da, noi suntem o țară vinicolă, dar ca și contribuții la exporturi, IT-ul e deja de 5 ori mai mult decât sectorul vinicol. Și cândva a fost invers. Da, și cândva a fost invers. 700 vin. Deci o industrie a apărut de nicăieri. Și eu ca vinificator, apropo, pentru că avem investiții mari în sectorul vinificației, da, în compania Purcari, evident că eu undeva admir sectorul IT pentru cei ce au reușit în Moldova. O companie născută în Moldova, iarăși Yandava, puțin în lume știe, a atins o capitalizare la bursa din New York de 8 miliarde de dolari. S-ar fi gândit cineva că o companie născută în Moldova, la acel timp se numea Compudava, da, va ajunge la o capitalizare de 8 miliarde de dolari, pe când produsul intern brut al Moldovei astăzi este de circa 15 miliarde, deci este mai mult decât jumătate din produsul intern brut. Bine, acum costă mai puțin, costă vreo 4 miliarde, că s-au dezumflat capitalizările companiilor tehnologice, dar a ajuns la 8 miliarde la pic. Da? Deci IT-ul cu siguranță este o mare oportunitate și eu am încrederea că sunt tineri din Moldova, știți, cu ochii ăștia, așa, cum să-i spun, sclipirea asta nebună în ochi, care vor să cucerească lumea, ei sunt acești oameni, spiritul antreprenorial, care vor crea viitorii campioni tehnologici ai Moldovei. Da, ei deja sunt. Alt sector, evident, este sectorul agroalimentar, hai să-l numesc, o denumire mai sovietică, da, dar adică tot ce înseamnă inclusiv procesarea materiilor agroalimentare, fructe, legume. Da, într-adevăr, noi suntem exportatori mari de cereale, grâne, care este un domeniu cu valoare adăugată puțin mai mică, pentru că e o piață extrem de concurențială, da, deci bătaie pentru resurse aici este mai mare. Bătaie pentru resurse, bătălie, preț, da. pentru camioane. Deci iar și eu aș încuraja tinerii antreprenori să găsească nișe atractive cu marje mai mari, cu produse creative, cu produse unde focusul este pe branding, pe valoare adăugată, pe comunicare interesantă, pe o împachetare interesantă, știți? Deci eu cred că sunt multe lume care ar putea reinventa ce înseamnă o prună uscată, da? Deci cum ai putea face o prună uscată ca să fie nu un produs, nu știu, așa obosit, sore de cuvânt, da, dar ca să fie un produs împachetat interesant, mai viu, targetat copiilor pentru ocazii de consum deosebite, sau cum putem noi vinde, știi, morcovii noștri mai interesat, iarăși domeniul de snacking, sau să ne gândim poziționare pentru oameni care își doresc un mod de viață mai sănătos. Și eu am încredere în spiritul ăsta creativ a moldovenilor. Da? Deci noi nu trebuie să ne batem acolo unde e ocean roșu, acolo unde trebuie să concurezi cu, uite că eu îți dau grâul cu X, deci iar altul dă cu X. Deci în comerțul angro, sau piața asta bursieră. Deci eu cu siguranță văd oportunitate în sectorul ăsta agroalimentar, cu produse nișate, cu valoare adăugată înaltă. Da? Și alt sector care consider eu are potențial mare în Moldova este, l-aș numi, sectorul serviciilor. Da? Deci totuși avem o populație care este multilingvă, da, care este destul de cultural sincronizată cu țările europene, pentru că oamenii au călătorit, oamenii au trăit în Italia, în Irlanda, mulți din ei s-au întors, da, și eu văd o oportunitate mare pentru a crea un sector de servicii mult mai vibrant. Și ca să vorbesc mai puțin abstract, ce ar putea fi servicii? Hai să dăm niște exemple. Adică. Niște exemple, de exemplu. Multă lume a auzit că este nu știu cum se numesc, știi, clusterul ăsta a truckerilor moldoveni în SUA, da? Sunt tot felul de moldoveni care au emigrat în SUA și au creat companii de transport mari. Da, așa este. Și mulți din ei și-au externalizat dispeceratul în Moldova. Da? Deci stau băieți și fete în Moldova care se ocupă cu tot ce ține de dispecerat, dar între timp se ocupă și cu perfectarea, de exemplu, contabilității acestor companii și raportare financiară și servicii juridice, deci tot clusterul de servicii de care are nevoie o companie. Și dacă vă gândiți, evident că un contabil care servește o companie americană sau un dispatcher care servește o companie americană creează o valoare adăugată mult mai mare decât același job ar servi o companie locală, pentru că
cum salariile sunt mult mai mari. Și acești oameni câștigă 2.000, 3.000, 4.000 de euro. Iar asta este valoarea adăugată mare. Văd multe oportunități, anume în sectorul ăsta, serviciilor externalizate pentru Moldova. Am înțeles. Uite, acum a fost chiar și o discuție pe tema respectivă, când guvernul a făcut o ofertă pentru acest sector de servicii de afaceri, dacă putem să-l numim așa, în afară, pentru că IT-ul tot e în acest sector. Atunci când am făcut propunerea ca companii în acest domeniu să intre în IT Park, în această inițiativă. Ce părere ai tu despre lucrul ăsta? Pentru că IT-știi au fost categorii contra, s-au pornit discuții, inclusiv pe rețele sociale, că e altceva, nu ne amestecați și așa mai departe. Nu o să mă expun pentru că cunosc prea puțin subiectul, dar vreau să spun altceva ținând de IT Park. IT Park-ul este un mare, mare succes al economiei noastre. În mare, eu cred că exporturile astea de peste 700 milioane de dolari sunt datorate acestui regim fiscal special care al IT Parkului. Și, nu știu, legea numărul 1 în business este că dacă lucrează, nu-l repara. Da, în engleză sună if it's not broken, nu, păi don't fix it. Da? Un soi de copy-paste, adică mai adaugi acolo dacă merge pentru domeniu, poate merge într-un fel, eu cred că trebuie să fim foarte atenți cu oricare schimbări care țin de IT Park, pentru că știu că sunt discuții apropo de a elimina careva facilități fiscale sau de a complica puțin procesul. La un moment dat, oricum va dispărea facilitatea respectivă. Da, și eu sper să nu dispară, pentru că modelul lucrează. Da, modelul atrage investiții, modelul atrage companii, atrage oameni, crește foarte rapid și eu cred că găina asta care face ouă de aur nu trebuie să o tăiem, să facem o zamă din ea. Lasă să facă ouă de aur în continuare. Am înțeles. Uite, vorbim tot aici de investiții. Ce factori crezi tu că atrag investitorii străini în acest moment în Republica Moldova? Numărul 1 este perspectiva aderării Uniunii Europene. Pentru mine este clar factorul numărul 1. Investitorii sunt foarte pragmatici și destul de cinici uneori, pentru că ei se uită acolo unde pot avea rentabilități mai mari. Da? Piața de capital este o piață globală, ei poate să-i decid. Eu vreau să merg în Moldova sau vreau să merg în Thailanda sau vreau să merg în Uganda. Da? Și eu cred că ce atrage pe investitorii este faptul că ei au văzut parcursul de integrare europeană a altor țări. De exemplu, România în anii premergători aderarea la Uniunea Europeană a crescut în mediu cu, după calculele mele, PIB-ul a crescut cu anualizat cu 12%. Da? Deci, ca să fac o precizare, Republica Moldova în acest moment este cam la nivelul României înainte de preaderare. Deci, da, România per capita deci era cam același înainte de a intra. Da, România a devenit candidat la aderare în anul 1999, candidat. A aplicat pentru aderare în 1997. România a devenit membru în 2007, deci de la candidat la membru i-a luat 8 ani. Noi am aplicat pentru aderare în martie 2022 și n-am așteptat 2 ani ca România pentru a deveni candidat, dar am devenit candidat în 3 luni. Cred că e un salt mare. Și sincer, eu chiar cred în faptul că avem o șansă reală de a deveni membri ai Uniunii Europene până în 2030. Iar mica mea speranță, care pot să vă spun, micul meu, nu știu așa, când o scriu scrisoare moșului de anul nou, care este urarea mea pentru anul nou, este ca să devenim membri ai Uniunii Europene până la sfârșitul celui de-al doilea mandat al președintei Maia Sandu, în 2028. Vasile, o să luăm o pauză scurtă de publicitate și după aia revenim la discuția noastră. Mulțumesc! Prieteni, luăm o pauză și revenim. Prieteni, am revenit la discuția noastră cu Vasile Tofan, partener senior de la Horizon Capital și până la pauză, Vasile, vorbeam despre factorii care încă sau fac Republica Moldova interesantă acum pentru investitori și te-ai menționat anume perspectiva europeană a Republicii Moldova și faptul că avem statutul de țară candidat. Înseamnă lucrul ăsta că investitorii văd în teritoriul nostru și în teritoriul Ucrainei următoarea perspective, un tren de joacă pentru ei cu reguli clare, precise, pe care le cunosc deja, de exemplu, pentru că sunt din țările Uniunii Europene. Am înțeles corect? Da. Asta ar fi avantajul pentru ei și interesul pentru ei. Ok. Da. Al doilea factor, am vorbit despre asta, dar vreau să-l menționez iarăși, este reconstrucția Ucrainei. Eu chiar cred în faptul că asta va fi poate oportunitatea, nu știu, deceniilor. Adică de a discrepanță, să reducem această discrepanță de zeci de ani, vorbesc de altceva. Vorbesc de faptul că mai devreme sau mai târziu războiul se va termina.
se va termina anul acesta sau anul viitor, el s-a terminat. Războaie, s-a terminat. Și programul de reconstrucție despre care se vorbește la moment este un program de 750 de miliarde de dolari. Da? Este unul din cele mai mari programe de reconstrucție din istoria omenirii. De exemplu, programul Marshall a fost o mică fracție. Deci planul Marshall de reconstrucție a Germaniei după război a fost o mică fracție a ceea ce discut acum pentru Ucraina. Și eu cred că asta va crea oportunități pentru foarte mulți oameni de afaceri din Moldova. Nu știu, gândiți-vă, de câte macarale va avea nevoie Ucraina, de câte mașini de amestec a betonului, tot felul de servicii conexe, da? Și eu cred că foarte mulți oameni de afaceri din Moldova vor avea de beneficiat din asta. Da? Vor fi foarte multe companii care vor decide să străini care să localizeze producerea în Moldova pentru a servi, de exemplu, sudul Ucrainei. De asta eu cred că noi trebuie să de pe acum să ne pregătim. Nu le vor localiza în Ucraina aceste produceri? Eu cred că dacă noi vom veni la cei investitori și le vom spune, uite-te, voi vreți să faceți bani din reconstrucția Ucrainei. În același timp, în Moldova să deschizi o afacere, îți ia de trei ori mai puțin timp. Taxele sunt, în Ucraina impozitul pe profit este de 18%, la noi de 12%, dar legislația fiscală la noi este mult mai simplă, legislația piaței de muncă la noi este mult mai simplă, deci noi dacă le vindem ideea că este mult mai simplu să operezi în Moldova și poți să-ți plasezi, de exemplu, fabrica, nu știu, la Căușeni și de la Căușeni până la Palanca e o oră de mers și uite, ești la Odessa deja și de acolo ești la încă într-o două ore la Herson. De ce acel investitor nu și-ar putea plasa fabrica aici în Moldova? Și noi vor trebui să concurăm pentru acești investitori. Are sens. Prin prisma faptului că tu reprezinți investitori mari în Republica Moldova, sau investitor mare, cum este Horizon Capital și fondurile pe care le administrează, inclusiv vezi ce se întâmplă și în cabinetele guvernării. Și atunci, piciul ăsta despre care tu vorbești, deja este implementat sau încă e prea devreme pentru el? Colegii noștri, funcționari din sectorul public care trebuie să facă lucrul ăsta, că nu doar sectorul privat, nu? Care trebuie să facă această invitație pentru investitorii interesați de reconstrucția Ucrainei. Se face deja lucrul ăsta sau urmează să fie făcut? Adică ne gândim la el sau încă nu? Da, cu precizarea că nu văd ce se întâmplă în cabinetele guvernării. Eu zic de contextul în care particip la discuții ca și reprezentant al mediului de afaceri. În cadrul, de exemplu, sunt membru în Consiliul AmCham, organizația business-ului american din Moldova și evident interacționăm de o manieră regulată cu reprezentanții guvernării și eu personal sunt încurajat de mesajele pe care le aud, pentru că mesajele cheie pe care le aud eu în ce țin de business, țin de dereglementare, de birocratizare, în cuvinte mai simple, e extrem de important, da? Nu e ok când un mic antreprenor merge la bancă și pentru a, nu știu, a crea un fond inițial statutar de 20.000 de euro care și-a acumulat, nu știu, în Italia, trebuie să prezinte 20 de hârtii. Și asta nu e pentru că banca are astfel de regulamente. Este pentru că, de exemplu, Banca Națională solicită tot felul de hârtii. Da, apropo, acum lucrurile s-au devenit mult mai dure. Adică deci anumite lucruri sunt foarte stricte și pe mine, de exemplu, mă încurajează focusul acesta pe birocratizare. Noi trebuie să eliberăm antreprenorii de mersul prin instanțe, de îndeplinitul formularilor și de prezentarea la tot felul de hârtii. Extrem de important. Oamenii trebuie să-și piardă timpul ca să gândească la strategia lor, ca să vorbească cu clienții, ca să atragă talente, să-și construiască procese și nu pe ștampile și notarizări. Da? Deci mesajul ăsta mă încurajează foarte mult al guvernării. Al doilea mesaj pe justiție iarăși mă încurajează foarte mult, pentru că este foarte mult accent pe reformarea justiției, dar evident că cred că sunt tot felul de provocări pe acest front, dar noi nu putem construi economie competitivă și economie cinstită dacă sunt întotdeauna o să fie un șmecher care o să dea bani la un judecător și o să ia înainte, unu, da? Sau o să pună un procuror să vină cu controale de 3 săptămâni. Deci e foarte important să curățim justiția de tot felul de oameni corupți. Deci asta pe mine mă încurajează. Și justiția e numărul 1 sau totuși pe 2, că ai menționat întâi birocrația?
îmi vine greu să fac o ierarhie aici. Eu, eu cred că toate sunt importante. Deci și da, și trei, de exemplu, eu aud focusul acesta pe infrastructură și pe modernizarea infrastructurii, care e extrem de important, da, și asta o poate face doar statul, da, nimeni, business-ul nu poate să construiască drumuri, bine, le construiește, dar înțelegi ce vreau să spun, da, și să fac ecartamentul european și să fac un upgrade la infrastructura energetică. Deci pe mine personal mă încurajează acest lucru. Și de exemplu, uite, noi avem plantații la Ietulie, 650 de hectare de viță de vie, știți, și dacă până acum ne lua, nu știu, 4 ore ca să ajungem acolo în satul Alexandru Ioan Cuza, unde avem via. Acum, dacă, bine, cu drumurile mai reparate, ajungem în 2 ore jumate. Și asta salvează timp, asta crește productivitatea, de asta e atât de importantă. Infrastructura la fel, adică îmbunătățește elementul ăsta de atracție. Sigur. Ok. Vreau să te întreb, cum vezi tu rolul inclusiv a investitorilor străini în dezvoltarea economică a Republicii Moldova? Care ar fi acest aport din partea lor? Ca să explicăm. Nu vreau să fiu foarte teoretic aici, dar uite, într-o țară cu populația în descreștere, cum este la noi, da? Creșterea economică poate fi generată doar de creșterea productivității. Acum, cuvântul productivitate e un cuvânt destul de abstract, greu înțeles de mult. Productivitate joasă, ceea ce avem noi în Moldova, asta nu înseamnă că moldovenii sunt mai leneși decât germanii. Asta înseamnă că avem mai puțin acces la tehnologii. Metoda pe, da, care o folosim pentru a produce, exact, o marfă, pentru că evident că este mai evident că un fermier cu pe un tractor va fi mult mai productiv decât elementar un fermier cu sapă. Deci, exact. Cu mâna sau mecanizat? Exact. De exemplu, pentru culesul strugurilor, uitați-vă, noi în trebuie să aducem... Noi am avut lucrul ăsta, de exemplu, erau combine pentru tomate, pentru struguri. Exact. Deci înțelegeți, da? Deci pentru a crește productivitatea, noi trebuie să obținem acces la tehnologii. Și tehnologiile și know-how-ul în mare măsură vin cu investitorii străini. Da? Pentru că investitorii străini vin cu capital, vin cu cunoașterea acestor tehnologii. Și de asta, iarăși, e prioritatea zero, dacă mă întrebați, adică e prioritatea foarte importantă de a vâna acești investitori. Deci accesul la tehnologiile care o să ne permită să facem saltul în productivitate și respectiv în plus valoarea pe care o putem obține din... Exact. Și aici eu cred că nu trebuie să conving pe nimeni. Toată lumea înțelege că e important ca acești investitori să vină. Acum întrebarea, cum îi aducem? Iar putem să-i aducem, am spus-o și o repet a treia oară, doar prin a crea o economie care este mult mai liberă, mult mai ușor de a face business în ea decât economiile țărilor vecini. Deci concurenții noștri cine sunt? Sunt Ucraina, sunt România, sunt Polonia, sunt Ungaria, da, Bulgaria. Și nivelul de ambiții pe care trebuie să ne-l spunem e nu ca la noi să fie ca în România. Noi nu putem să ne permitem ca lucrurile la noi să fie ca în România. La noi lucrurile trebuie să fie de 3 ori mai repede și mai simple și mai puține hârtii și mai puține reglementare decât în România. Și atunci business-urile o să gândească că, măi, uite, Moldova chiar e o țară în care poți ușor să faci business. Și retorica trebuie să fie nu că business-ul e dușman și sunt oamenii care, uite, fug de taxe sau sunt rei sau sunt corupți. Nu, business-ul de fapt e găina asta care face ouă și trebuie să ne bucurăm de succesul din Moldova. Trebuie să ne bucurăm că avem companii care cresc mari, care exportează, care plătesc impozite, care angajează oameni. Deci eu știu că acest mesaj poate nu e popular. Da, multă lume are sentimentul ăsta destul de negativ față de business, dar nu poți construi o economie de succes, nu poți avea salarii mari și pensii mari dacă business nu e de succes. Și atunci... Da, dar eu mă gândesc că totuși lucrurile astea se schimbă și noi avem un progres în sensul ăsta, pentru că foarte mulți revin de peste hotare sau știm că avem foarte mulți conaționali în afara țării, unde văd de fapt cum lucrează business-ul și ce rezultate au țările unde business-ul lucrează, da? Și este de bună credință, respectiv ei se întorc cu impresia că noi avem puțin business, că dacă ne uităm la numărul de antreprenori, la numărul de întreprinderi, noi vedem că pe cap de locuitor suntem mult în urma altor state, inclusiv asemănătoare ca noi ca populație. Și atunci focusul nostru trebuie să avem mai mulți antreprenori, mai mulți oameni care gândesc la fel. Republica Moldova are destui lideri în sensul ăsta, adică în domeniul afacerilor, pentru că noi trebuie să-i creștem, nu o să vină altcineva să-i crească. Antreprenorii actuali, din ce vezi tu, și știu că voi aveți inclusiv programe sau susțineți programe de dezvoltare ale antreprenorilor, de creștere a nivelului de leadership, dacă pot să spun așa, da? Adică a modului în care corect să facă afacerile.
Avem potențial? Avem lideri de crescut? Sau avem destui lideri în acest moment sau nu? Eu cred că fiecare țară are antreprenori. Uite, antreprenorii sunt ca niște animale aparte, da? Deci ei au spiritul ăsta aventurier, adică văd oportunități acolo unde alții văd bariere, da? Fiecare societate are antreprenori. Scopul statului, scopul nostru este să nu îi înădușim, să nu îi înădușim cu reglementări, ca ei să-și poată da frâu liber pentru a se ocupa de business, nu de îndeplinirea formularilor la tot felul de instituții. Am înțeles. Bun, dar eu vreau să revin un pic la zona asta de educație. Cât de mult se face în acest moment pentru a educa antreprenorii? Pentru că lucrul ăsta nu vine cu laptele matern, că văd sau nu văd oportunitatea. Lucrul ăsta se învață și se învață din familie, grădiniță, școală, elementul ăsta antreprenorial, relația cu banii. Cum vezi tu lucrurile astea? Avem destulă bază pentru a crește antreprenorii în mediul nostru sau totuși noi trebuie să exportăm, cum au făcut-o chinezii de altfel, da? Cândva numai că noi am exportat forță de muncă, dar avem și antreprenori care se întorc, da? Adică încet, încet revin și avem multe exemple de afaceri, care oameni care au lucrat într-o afacere și vin și o copie aici, nu știu, o pizzerie, o brutărie, un restaurant, dar trebuie să avem și baza să-i creăm noi aici local. Avem profesori care au mai rămas aici care pot instrui? Mediul de afaceri se poate implica în sensul ăsta? Uite, sincer, Andrei, eu sunt puțin mai sceptic aici. Nu vreau să vin prea mult în contrazicere. Eu nu cred că antreprenoriatul poate fi educat, cumva învățat, știi? Pentru că la sfârșit este o stare de spirit. Oamenii sunt diferiți. Unii sunt mai focusați pe riscuri, alții sunt mai focusați pe oportunități, da? Deci, sincer, eu nu prea cred în faptul că, uite, trebuie să creăm un program unde să învățăm oamenii să fie mai antreprenoriali. Ceea ce ne ajută, într-adevăr, este ca, de exemplu, universitățile din Moldova, da, spună un accent mai mare pe, hai să spunem așa, programe care sunt mai mult racordate la realitatea din teren, ca oamenii să învețe, știi, cum să creeze un P&L, ce înseamnă un balance sheet, știi, cum se valorifică business-urile, deci, mă rog, dar asta, lucrurile astea sunt un fel de lucruri de igienă, financiară, eu le-aș numi. Deci ar trebui să fie obligatorii, nu? Greu să cred că poți învăța oamenii să fie antreprenori. Spiritul antreprenorial sau există sau nu. Și important este să pe acești oameni care au spiritul antreprenorial să nu-i înădușim prin reglementare. Practic, tu ești adept al mâinii invizibile. Eu sunt foarte mare adept al mediului competitiv și atunci dacă tu ai în vedere, dacă pământul este fertil, antreprenorii o să răsară din el. Da, asta sunt mare adept al mâinii invizibile, trebuie să admit, deci în gândirea mea sunt într-adevăr mai mult libertarian, știi cum a spus-o președintele Reagan în SUA, că cele mai periculoase 11 cuvinte în limba engleză sunt că eu sunt de la stat și vreau să vă ajut. În limba engleză sunt 11, da? Deci statul trebuie să fie mic, taxele trebuie să fie mici, reglementările trebuie să fie mici ca oamenii să-și poată da frâu libertății. Evident, în careva norme foarte stricte legale, da? și morale, dar noi asta e succesul unui stat. Da? Statul nu trebuie noi tot timpul spunem că statul trebuie să ne dea pensii, statul trebuie să ne dea salarii, nu statul trebuie să ne le dea. Statul poate doar strânge bani din taxe, dar volumul de bani din taxe care o să-i strângi depinde de cât de succes va fi business-ul. Am înțeles. Dacă vorbim despre avuția națiunii, da, poporului, noi știm că economiștii știu că investițiile sunt o parte componentă a produsului intern brut și cu cât mai multe vin, cu atât este mai bine. În acest moment noi suntem cam în urma altor state candidat de cam 4-5 ori în spate. Dacă noi acum avem anual un flux de investiții de 250-300 de milioane de euro anual, da? Investiții străine, de exemplu Albania are anual 1 miliard de euro. Ce ar trebui să facem noi, ca și stat sau ca mediu de afaceri, pentru a face acest salt către 1 miliard pe an? Avem potențial? Îl vezi? Ce ar trebui să facem și încă nu facem. De exemplu, am înțeles că trebuie să mergem către investitori, să le propunem. Dar e destul lucrul ăsta? Ce ar mai trebui să mai facem? Da. Uite, după cum vă spuneam că capitalul este foarte selectiv, capitalul global. Ei vor hotărâi, merg în Albania sau merg în Moldova. Și oferta noastră investițională trebuie să fie următoarea. Moldova, cea mai
liberă și cea mai prietenoasă pentru business țară din Europa. Asta trebuie să fie oferta noastră. Și eu cred că dacă vom reuși să construim o economie într-adevăr liberă și ușor să spui liber, la nivelul ăsta declarativ toată lumea spune că da, și eu vreau o economie liberă. Dar în același timp, credeți-mă, acum noi vorbim, iar careva funcționari publici se gândesc, uite, hai să mai creez o lege acolo într-un fel să apăr consumatorii sau să mai creez o taxă sau, da? Îți vorbim de taxă, de exemplu, e că vă dau un exemplu concret, da? În Moldova sunt peste 25 de taxe, poate 30 de taxe, nimeni nu știe. Sunt, așa aici, eu nu număr taxe locale. De exemplu, știți, în Chișinău există taxă pentru câini. Da? Dacă ai un câini, trebuie să plătești o taxă. Da? Deci sunt împreună cu taxe locale, cred că sunt 10 de taxe în Moldova. În același timp, 5 din aceste taxe, 5 grupuri de taxe, TVA-ul, impozitul pe profita companiilor, impozitul pe venitul populației, da, contribuția fond social, deci 5 taxe aduc 95% din veniturile fiscale. Acum, întrebarea mea este următoarea. Da, dacă 5 grupuri de taxe aduc 95% din toate taxele, noi de ce mai ținem celelalte 20 de taxe care iau sute de ore pentru a fi independent? Sute de ore pentru, da? A fi plătit de către antreprenori? Caja Bendukidze, care e autorul reformelor din Georgia, un om extraordinar, libertarian, a avut ocazia să meargă la lecțiile lui, a spus o frază, a spus-o în rusă sună mai bine, dar în română sună cam... O să spun în rusă cu permisiunea ta. Deci el a spus, argumentând de ce a tăiat radical numărul de taxe în Georgia, el a spus că иметь много налогов – это то же самое, как стричь свинью. Визга много, шерсти мало. Да, дети, как ай тунди порку, как ай голодзии мульты, да, лына путина. Și noi trebuie să fim mult mai pragmatici, da? Deci trebuie să ținem sute, mii de oameni, știți, în toate serviciile astea, care trebuie să administreze taxele astea, care nu aduc nimic la stat sau aduc foarte puțin. Da, simplificăm dramatic. Deci, eu înțeleg că rețeta mea libertariană sună puțin, poate, prea ambițios, prea agresiv. Multă lume o spună că, uite, tu ești prea libertarian în gândirea ta. Lucruri corecte. Până la urmă, asta înseamnă o gândire anume a funcționarului public, a celui care guvernează, a celui care trebuie să implementeze lucrurile astea. Și atunci el trebuie să știe ce înseamnă criteriul Pareto, ce înseamnă 20-80, exact. 80-20, să știe ceea ce ai vorbit tu, matematica sau statistica puternică, 95 din 5, da? Și atunci trebuie să gândim în astfel de termeni. Lucrul ăsta la fel este născut ca și antreprenatul sau trebuie învățat? Sau trebuie impus? Pentru a avea succes. E o întrebare filosofică, nu știu, eu cred că e o întrebare filosofică, retorică poate, nu pot spune că am un răspuns la ea, dar sunt foarte sigur de viziunea pe care o am, că unica șansa noastră ca țară pentru a atrage business-ul este de a... Oferta noastră investițională trebuie să fie Investiții Moldova, cea mai prietenoasă pentru business țară din Europa. Asta trebuie să fie nivelul de ambiție. Și când o să construim această țară, eu am încrederea că vom putea face un salt similar Estoniei sau similar Irlandiei. Asta vreau să întreb. Până ajungem în punctul ăsta, pe cine copiem? În sens inteligent, da? Irlanda, Estonia? Irlanda, Estonia, Singapore, cred că sunt țări mici, Noua Zeelandă, țări mici, cu economii foarte deschise, foarte libere, cu un stat mic, cu taxe mici, da, cu mobilitate în piața de muncă mare. Dar, Andrei, uite, la nivelul acesta al discuției, multă lume o spună, da, vreau și eu asta. Dar când apar tot felul de decizii, lumea începe să aibă ezitări. De exemplu, o spun un lucru acum extrem de provocator, o să regret că l-am spus, pentru că o să-mi amintească lumea, piața pământului din Moldova. Dacă ai întreba 100 de moldoveni, vreți ca străinii să cumpere pământul în Moldova? Ei vor răspunde în mare? Nu. Nu în niciun caz. Doamne ferește. Doamne ferește. În același timp, da, închipuiți ce s-ar întâmpla... Hai să vedem statistici. Ce s-ar întâmpla dacă s-ar liberaliza, de exemplu, piața pământurilor din Moldova? Și nu spun că trebuie să o facem, înțeleg că este o măsură nepopulară, dar rațional, evident că ar beneficia enorm de mult Moldova. Da? Din ce motiv? Pentru că la moment un hectar costă, nu știu, 1500 de euro sau 2000 de euro sau 3000 de euro un hectar de pământ. Deja ai 5, 6, 7000 de euro. Dacă o să fie cereri mai mari la acest hectar și o să vrea străinii să cumpere, evident că prețul o să crească la, nu știu, 6.000, 7.000, 9.000, 10.000. Și acum întrebarea, noi ca țară, da? E ca noastră, 1.000.000 de hectare de pământ agricol la moment costă 2 miliarde de dolari. Da? Dacă 1.000.000 de hectare mulțumesc cu 2.000 de euro, da? Sau 2 milioane de euro.
Și dacă ele o scoaste 6 miliarde de euro sau o scoaste 12 miliarde de euro, pentru noi ca țară asta e mai bine sau e mai rău? Da, când pui așa întrebare, lumea spune, nu, cred că e mai bine. Dar dacă lumea spune, nu, că e mai rău, că mai scump, e mai rău. Atunci, ok, dar dacă o scoste, știi, 500 de milioane sau dacă prețul la hectar o scadă la 1000 de euro, tu ai să fii mai fericit sau mai trist? Lumea spune, nu, o să fiu mai trist, că acum eu am 10 hectare mele și ele costă 20.000 de euro, dar altfel o scoste 10.000 de euro. Deci, e foarte important să fim cum? Logici și critici când ne gândim la anumite inițiative. În același timp, deci eu asta vreau să spun. E ușor să spui că da, vrem să fim liberi. Dar când se ajunge la o politică concretă, lumea devine mult mai ezitantă. De exemplu, piața muncii. Noi trebuie să lăsăm străinii să lucreze în piața noastră a muncii. Trebuie să lăsăm să vină oameni, de exemplu, nu știu, hai să începem cu lucruri mai simple. Studenți din India la medicină. Nu să avem 100 de studenți pe an, dar să avem 2000 de studenți pe an care plătesc contractul, vin, învață aici. Noi suntem deschiși la asta, dar noi vrem să avem 5.000 de studenți la medicină, dar vrem să avem, nu știu, 2.000 de migranți din Vietnam care să în construcția drumurilor, de exemplu. Și atunci lumea spune, nu, stai puțin, eu nu vreau să văd vietnamești, nu vreau să văd indieni. Ceea ce deci intrăm într-o zonă de disconfort careva. Deși pentru economia asta ar fi foarte bine, știți? De asta eu înțeleg că mă fac nepopular aici, mult lumea să gândească că uite, nebunul ăsta vine cu tot felul de idei, vrea să vândă pământul, vrea să chemi vietnamești, știți? Dar ideea e că asta e soarta economiilor libere. Nouă ne place să mergem la New York și să vedem lume străină acolo și dinamismul ăsta, dar da, America a devenit de succes pentru că a creat o economie extrem de liberă și competitivă. Și nu poți creezi o economie deschisă și liberă dacă ești închis. Sorry. Așa e. Vasile, îți mulțumesc foarte mult pentru timpul tău și pentru discuția noastră. Timpul s-a scurs foarte repede spre regret. La televiziune el merge mai repede și foarte puțin limitat. Dar tu ne-ai lăsat niște întrebări foarte, foarte importante pe care noi o să încercăm să le răspundem, poate cu altă ocazie, să te avem inclusiv în calitate de invitat, să povestim cum s-au schimbat lucrurile între timp și cu aceasta ajungem la finalul emisiunii noastre. Prieteni, sper că ați găsit discuțiile și subiectele noastre interesante și utile. Dacă v-a plăcut această emisiune, vă îndemn să o recomandați mai departe către 3 oameni care s-ar putea bucura de ea. Și dacă aveți idei, întrebări sau sugestii pentru subiectele viitoare ale emisiunii noastre sau vă doriți un anumit invitat, vă încurajez să îmi scrieți direct sau pe canalele noastre de social media. Suntem mereu bucuroși să primim feedback-ul vostru și să aflăm cum vă putem servi mai bine în misiunea noastră. Toate bune!